Selecția ouălor pentru incubat. Alegeți ouă potrivită pentru a ecluza pui sănătoși. Este important să vă asigurați că provin de la găini sănătoase. Selecția ar trebui să ia în considerare următoarele reguli. Nu ar trebui să existe miros. Greutatea optimă a unui ou să fie între 50 și 60 de grame. Să aibă o formă perfectă. Și oul nu ar trebui să aibă mai mult de o săptămână. Să nu fie fisurat sau crăpat, fără daună. Ouăle nu trebuie spălate sau șterse, deoarece se duc și nu mai sunt bune. Acest lucru va deteriora microflora cojii. Un dispozitiv de luminare, un oboscop, va ajuta la verificarea conformității acestora. Datorită lui, va fi posibil să verificați dacă gălbenușul și sacul de aer sunt poziționate corect. Gălbenușul trebuie să fie la mijloc, nu la margine, iar sacul de aer să fie mai mare decât o linguriță. Dacă e mai mic, nu mai e bun. Așa. Datorită luminei, puteți vedea, în timpul selecției, și în timpul când îl băgați în cultivării, când îl băgați în incubator, puteți să determinați patologiile embrionului. Petele indică prezența bacteriilor. Lipsa transparenței confirmă prezența bacteriilor putrefactive, adică e mort înăuntru. Uscăciunea va fi atunci când cochilia se usucă și prezintă un miros înțepător. Petele de sânge dau patologie. Dacă carcasa este deteriorată în timpul, când îl luminați, se va observa o scurgere. Bun. Acesta a fost cu ziua de azi. Da? E, selecția ouălor pentru incubat. Ce vă rog eu e să dați un like și să distribuiți clipul, ca să mai vadă și alții. Și ne vedem la episodul 3, acesta fiind 2. Mulțumesc, o zi plăcută!